Niște suc? Sabi! Vino aici! Sabi! Ia de aici! De Halloween o să ai un costum frumos de pui, frățiorule! Sabi! Farsoare mică! Of! Fratele meu o să arunce gunoiul și eu o să-i fac o farsă. Sunt atât de obosit. Arunc gunoiul ăsta și mă duc să mă odihnesc. Sabi! Salută-i pe urmăritorii mei. Cine face așa ceva? Sabi, farsele tale nu sunt amuzante, încetează. E fratele meu, prieteni. În fine. Prosto. O să fie așa de cool. Stupida de Sabi și farsele-i stupide. Steve, dă-te de pe mine! Nu! Mamă! Ajutor! Ce mai tari farse, prieteni? Un deliciu! Sabi! Bunico! Ce e cu ciocolata asta peste tot? Vino aici! Nu! Ai mai multă grijă, floricică mea. Cică mititico. Deci dulciurile nu sunt bune nu, pentru dulciurile dinții, mele buni. Castraveciorii murați sunt mult mai sănătos, Abby. Poftă mare. Și mai am pentru tine acest micuț. Mi-a venit o idee. Sunteți pregătiți pentru noua mea farsă? Capul din borcan. Capul fratelui meu în borcan. Hai să scoatem capacul și să-l punem înăuntru. O să fie super înfricoșătoare faza asta. Da! Oh, bunico, uite! Ce? Ce e ăsta? E... capul lui Steve? Bravo, Sabi! Glumele tale sunt adorabile. Nu am reușit să o păcălesc. E cea mai bună zi din viața mea. În sfârșit, turele mele de 24 de ore au dat roade. Să-l punem aici, aha. În sfârșit, pot să văd Liga Campionilor în Full HD. Ho-ho, trebuie să-mi iau ceva de băut. Ho-ho-ho-ho. Un televizor? Sunt atât de fericit, sper să nu se întâmple nimic când sunt plecat. Salutare, prieteni, hai să-l păcălim pe tata. O să fie o farsă atât de bună. Să facem, dragilor, uitați, e stricat. Să înceapă distracția. Oh, nu, am stricat televizorul. Încetişor. Pare rău, tati. Ce s-a întâmplat, Sabi? Mi-am lovit cu o minge. Tata, îmi pare rău. Nu, a fost nu un se accident. Poate. Sabi, mi-ai distrus viața. E doar din cauza calculatorului tău stupid. Tată, nu plânge, te rog. Tati, ești atât de supărat. Tată, haide măi, a fost doar o față. Uite, e ok. Era cât mai să fac infarct. Sabi, nu e amuzant? Ce? Dă-mi aia și du-te în camera ta. A fost doar o glumă, tată. Ești? Of, adolescenții ăștia. Adulții sunt atât de prostănaci, dar... următoarea mea farsă o să fie mult mai reușită. Bun, Jack, unde să te așezi? Ador Halloween-ul. Mi-a venit o idee. Salutare, prieteni! Hai să le facem o farsă înfricoșătoare celor din familia mea! E Halloween-ul! Haideți! E super tare, dragilor! Am văzut-o pe YouTube! Deci, așa se face! Faci o gaură, o lupă, chiar aici, un clip înfricoșător! Sunt atât de îndemânatică! Vin! Hai să ascundem tot și să îndreptăm proiectorul spre perete! Sabi, am venit acasă! Merge! Mama, mi-e
friză! Ce s-a întâmplat? Ce? A? Ce? Oh, e o fantomă aici! Uitați, e o fantomă! O fantomă? Pana aproape reală! Ești tu copil atât de isteț! Poftim? De ce râdeți? Trebuia să fiți speriați! Era o farsă! Ce prostuță aici! Să ne prefacem! Poftim? E tare înfricoșătoare! A fost atât de înfricoșătoare! Sammy, nu ne mai păcăli! Oh, fetița mea, ești atât de deșteaptă! Vorbim serios! Nașpa! Râdeți de mine? N-o să mă opresc! Îmi plac chipsurile la nebunie! Oh, minunat! Sammy, iar mănânci chipsuri! Da, mama, sunt delicioase! Să-ți facă rău la stomac! Oh, fata mea! A? Rău la stomac? Știu ce să fac! Salut, prieteni! Hai să păcălim pe mama! Uitați-i acolo! Ce să pun aici? O să fac o farsă cu burta! Bun, să vedem! Ceva de genul ăsta! Da! Să o facem! Hai! Mama, mă doare burtica! Am mâncat prea multe chipsuri! Oh, Sammy, ți-am zis să nu mănânci! Sammy, dragă mea, ce se întâmplă? Mama, crește! Stai să văd! Chris, vino aici! Uite! Ce e? Ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? Oprim? Ce? Stai, Sammy, ia face asta! Ajută, te rog! Tată, ajută! Stai aici! Ce e asta? Ajută! Chris, verifică-i pulsul, te rog. Surpriză! A fost o farsă. Evident că a fost. Corect. Ce amuzant a fost. Ajunge, Sammy. Încă o farsă și-ți ștergi contul de pe TikTok. E ok. Nu pot să cred. Du-te în camera ta și gândește-te la comportamentul tău. E nedrept. Era doar o farsă, mamă. De ce eu? Nu o să mai vorbesc niciodată cu ei. Ce au pățit părinții mei anul ăsta? Nu vor să mai sărbătorească Halloween-ul. Și TikTok-ul meu. Nu o să mi-l ia nimeni. Nimeni! Mă culc! Pentru că mâine e Halloween-ul! Dacă mă culc acum, ziua de mâine o să vină mai repede! Wow! Am atât de mulți urmăritori! TikTok-ul meu merge atât de bine! Sammy, te-ai purtat foarte urât în ultima vreme! Mama are dreptate! Și de aia? Da! Dă-mi ala! Așa e, dragă! Da. De-aia am decis să ștergem contul! Da! Nu! Chiar l-ai șters! Și, Sammy, ți-am găsit toate dulciurile și o să le mâncăm pe toate! Nu! Nu dulciurile mele! Nu! M-ai trezit, Sammy? Ce se întâmplă? Mi-au șters TikTok-ul! A fost oribil! Sammy! Iar încerci să mă păcălești? Poftim? Nu! Nu e o farsă! Uite, o să-ți arăt! Nu e șters? TikTok-ul meu e încă aici! Dar mi-au mâncat toate dulciurile de Halloween! Îmi pare rău! Vino aici! Nu plânge, te cred! Da? Da! Și am o surpriză pentru tine! E ciocolată! Mersi, Steve! E ok! Ești o fetiță mare, Sammy! Noapte bună! Mersi! Noapte bună! Wow! Un monstru! Unde? Mama, un monstru! Steve, serios? E costumul meu de Halloween! Poftim?
E super tare, nu-i așa? O să fie secretul nostru, bine? Nu spune nimănui despre asta. Stai, nu e supărat pe mine. Deci pot să-i fac o farsă. Ar trebui să o fac acum. Bună! Delicioasă! Și acum farsa. Vă amintește de ceva? Eu? Pun telefonul aici. Bun. Ce naiba? Am făcut un căcățel. Poftim! Unde vezi? Îmi pare rău. A fost un accident. Trebuie să mă ajuți. Mama ce? Nu poate să vadă asta. De ce aș face asta? Pentru că ești fratele meu. Bine. Stai puțin. Asta nu e caca. Ce? E ciocolată. Salută-i pe urmăritorii mei. A fost amuzant? Nu! Curăță-ți singură patul. Prieteni, așa se face o farsă. Fraților, uitați ce costum am. Super original. Da, frate, da, frate, normal, da. Da, știu. Vin acum și la voi. Ce face? Am o idee. Bună, prieteni, fratele meu se pregătește pentru petrecerea de Halloween. Uitați! Cine arată cool, tu arăți cool. Glumesc. Sau nu? Dar înainte de asta, nu pot rata șansa de a-i face o ultimă farsă. Vedeți? S-o facem. O punem aici, uite așa. Perfect, e timpul pentru farsă. Steve! Ce faceți? Vreau să mă joc. Joacă-te cu mine, Steve. Am treabă. Hai să ne jucăm. Am zis că am treabă. Am luat-o. Savvy? În fine, nu mă mai deranja, ok? Vai! Costumul meu! Savvy? Încă o farsă? Amuzant, nu-i așa? Să văd. Amuzant? Nu-i amuzant? Da, uite da, ce ai făcut! Dar, Steve! Mi-ai distrus planurile! Nu mai pot să merg la petrecere acum! A fost doar o farsă! M-am săturat de farsele tale! Toată familia s-a săturat! Poftim! Ia-ți telefonul, idiot, și pleacă de aici! Să nu te mai întorci niciodată, ok? Nu mai ești sora mea! E doar un copil! Oare am exagerat? Ce a pățit familia mea? Nimeni nu mă iubește. Doar urmăritorii mei mă iubesc. Ajunge, Savvy! Savvy, gata cu farsele? Savvy! Nu! I-am supărat pe toți. Farsele mele au fost nasoale din cauza Halloween-ului. Gata, urăsc Halloween-ul. Adio, jucării idioate. Adio, costume idioate. Au, picioarul meu. Buba. Adio, dobleci. Idioți! Urăsc dovlecii! Gata! Nu o să mai sărbătoresc niciodată Halloween-ul! Și nu o să mai ies niciodată din camera asta! Și contul meu de TikTok, idiot! Îl șterg! Chiar acum! Savvy? Adio, TikTok-uri! Nu! Dă-mi-l înapoi! Vrei să ștergi contul de TikTok? De ce? Pentru că nu mă mai iubește nimeni. Dă-mi eu te telefonul. Nu. Te așteptam. Steve. Haide, să mergem. Să mergem. Steve, lasă-mă în pace. Savvy. Uite. Uite. Bună, Bubo. Nu.
uite! Sevi, scumpo! Ți-am făcut un tort! Astea sunt dulciurile tale! Și confeti! Halloween fericite! Toate astea sunt pentru mine! Vino aici, ce cool! Dar credeam că nimănui nu-i place Halloween-ul. Sevi, iubim Halloween-ul! Te-am păcălit doar! Hai să facem o poftă! Da! Ador să mă cațăr pe tavan. Aici e dulapul meu. Nu degeaba sunt cunoscută pentru că aterizez. Ferește-te! Nu pot să văd! Vei plăti pentru asta? Nu mă poți prinde. Fetelor, am de făcut un anunț important. Un concurs? Ajutor! Wow! Un concurs între supereroi? Să înceapă! E la mine în buzunar! Hei! Priviți premiul ăsta! Mi-aș dori să am toți acești bani! Ura! Felicitări! Care sunt cerințele? Fi puternic, dar nu sunt în formă! Trebuie să mă antrenez mai mult! O să câștig trișând! Voi fi puternică și în formă în cel mai scurt timp. Lovit! Bravo, Lola! Floare la ureche, scumpo! Niciun antrenament nu-i mai bun ca ăsta, cu siguranță. Trișez! Burgerul ăsta e un succes, gunoi! Hei, domnule antrenor! Acum să antrenăm partea superioară a corpului. Da, ar trebui să fie ușor. Lucrați, umerilor. Știu. Am o mică surpriză pentru ea. Geniu este al doilea nume al meu. 96. Ai nevoie de puțin ulei pentru articulații cu în genunchi. 99. 100. De ce e așa alunecos? Lecțiile alea de balet nu au fost degeaba. Excelent, Lola! Bravo! Așa de înviorător! Acum e timpul să mă pregătesc! Asta! Da! Să ne distrăm! Cum îndrăznești? Eu pot mai bine! Doar stai să vezi. Unde ai? Cum? Dă-l înapoi! Vai! Bine, fie. Doamnelor, nu puteți purta. Următoarea sarcină. Fii frumoasă. Să începem cu fața. Am exact ce-mi trebuie. O nouă față. Glumeam, a mea e perfectă. Ups. Să te ajut cu fața aia. Ia de aici. Ce pot să zic? Sunt competitivă. Trofeul meu prețios. Ajută-mă cu runda asta, mască. Așa relaxant. O las câteva minute și voi fi uimitoare. Ok, e timpul să dau jos. Deja mă simt frumoasă. Nu! Este oribil. Salut, Joker. Mască idiotă. Nu am de ales. Masca din pânză este soluția la toate problemele mele. Asta ar trebui să rezolve tot și chiar să dea și o notă magică. A fost așa de calmant. Frumoasă atât pe interior cât și pe exterior. Mă vezi strălucind? Mă urăști? Strălucind? Eu pot mai bine. Nici măcar Neo nu poate alege o culoare. Gagica Păianjen nu poate întrece atât asta. Atât de fin. Nu. Ce s-a întâmplat? Machiajul meu! Vei regreta asta! Dacă mă gândesc mai bine... Știu cum să răstorn situația în favoarea mea! Marker sau tuș, ce contează? Gata?
cred că avem o câștigătoare. A, crezi? În fine. Glumeam doar, lume. Trebuie să îl repar. Așa de uscat. Poate că am nevoie de ceva special pentru părul meu. Să vedem ce avem. Am ochit împletitorul magic de păr. Și un curățător de muci? Ne. Dar glumeam. Luați o șuviță și prindeți-o așa. Acum cârligul intră în gaură. Și lăsați aparatul să se ocupe de restul. Da, a fost ușor și rapid. Poate pot să adaug ceva să-l fac și mai frumos. Pânza este mereu de folos oricând, oriunde. O regină are nevoie de coroană. Stai acolo, amice. Voi câștiga runda asta. Ce mai zici acum? Pot mai bine? Ei bine, poți încerca. Mama spune că aranjatul părului este la fel ca știința. Gata pentru o demonstrație, copii? Nu clipiți! Nu vreți să ratați spectacolul vieții voastre? A luat o razna până la urmă, a? Poțiunea este gata! Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Părul meu! Nu așa ar trebui să fie! E groaznic! De aia îmi place mai mult arta! Îmi simt motorul creativ în acțiune! Pictează-mă ca pe una dintre franțuzoaicele tale! Gata! Sunt așa mândră de mine! Runda asta e a mea! Wow! Arăți super tare! Da, nu-i așa? Scuze-mă! Astea sunt ale mele! Ce nesimțit! Nu e ca și când le-am furat! Așezați-vă! Da, un test la matematică! Un test? Omoară-mă acum! Un test? Wow! Cu ăsta pot să dovedesc cât de deșteaptă sunt pentru concurs! Floare la ureche! X plus Y... Test la mate, mă descurc. Sunt mereu pregătită pentru cei mai rău. Aici erai, micul ajutor al moșului. Ar trebui să fie rapid. Liber. Tu, ce faci acolo? Trebuie să-mi acopăr urmele. Ce e aia? Doar o mâzgălitură pentru iubirea mea secretă. Iubirea mea secretă. Suspect! Da, continuă! Secretele sunt pe cale să fie dezvăluite! Adevărata magie, scumpo! Trebuie să o înving pe păinjenoasă! E așa ușor când știi șmecheria! Trișezi! I-am prins! Păstrezi eu ăștia! Drăguți ochelari! Să încercăm! Mișto! Sfinte Thor, visez sau e? Sunt traumatizată de viață! Poftiți, domnule! Bineînțeles! Da. Nu se pune! Fii populară! Asta e ușor! Știu cum să fac asta! Icita copita mea ca mistica! Wow! Și eu vreau să fiu vedetă TikTok! Să începem acum! Priviți aici! Am ajuns în Upside Down! Care, Vecna? Să vedem! Ea e mai populară? Pe cine păcălește? Rușinică, rușinică! Nu mai grișa! Dă-mi înapoi telefonul! Pantofii albi cu toc sunt preferații mei! Dar croc și portocalii sunt preferații mei! Se asortează cu diadema mea! Ce? Aici? Unde? Albul afară să intre portocaliul! Va fi epic! Nu e nimeni! Ei bine! Ok, mai întâi piciorul stâng! Wow, mult mai confortabil decât m-aș fi gândit! Stai puțin! Nu pot să cred! Tu! Ce? Cremă de ras? Crocs? Iu! Bine, calmează-te, gândește! Soluția la toate problemele mele! Perfect! Mai bun decât Lubutoni? Pantofi pentru urcat treptele succesului, scumpo! Mă simt fabulos! ei bine, atunci îi pot face și mai fabuloși pe ăștia! Roșu și albastru, dă! Perfect! Scoatem cizmele astea! Roșu pe dreptul, albastru pe stângul! E cumva cu tremur? Te-am prins!
Scuză-mă, nu am nevoie de ajutor. Scuze, greșeala mea. Sunt gata? Oh, sunt așa de mulți oameni. Hei, fata cu pânze, succes. Bună tuturor! Bine-ați venit la concurs, fetelor! Bună salutare, tuturor! Lume. Să începem! Prima provocare? Machiaj! Wow. Bine, bine! Mulțumesc! Ce? E gol? Unde sunt produsele mele? Tu iei măcar acest concurs în serios? Produsele mele sunt aici, onorat juriu. Sunt steaua acestui spectacol. Drăguț, nu? Știu. 6. 9. 8. Ce mă fac? Ei bine, desigur. Am învățat trucul ăsta de la Văduva Neagră, să știți. Nu, 10. Aha. Oglindă și ruj. Desigur, buzele pline și proaspete sunt cheia. Buzele mari sunt noul trend. Vai! Ora 1. Naomi 0. Felicitări. Nu-i corect. În niciun caz. De ce? Să luăm o pauză acum. În regulă, în regulă. Nu, nu merge așa. Trebuie să o depășesc. Un păianjen. Farsa perfectă. Hei, ai ceva pe spate? Ce? Ce e aia? Nu e rucsacul meu. Ești așa de Nu se poate așa ceva. Puiul meu, păianjenuț. Aia e ce cred eu că e. Wow, pui de păianjeni. Acum am mai mulți prieteni. Sunt așa drăguți. Am o idee. Știu. Micii păianjeni vor face un colier superb. Ce poate fi mai deosebit? Trebuie să câștig. Și următoarea provocare, arătați-ne super puterile voastre. Yay, sunt prima. Să începem. Iau eu asta. Wow, uimitor. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Acum urmează Naomi. Pa, pa. Bună tuturor, Lumina. Puterea mea. Așteptăm. Are super puteri? Habar nu am. Super putere. Iată, fată, știu ce să fac. Hai cu mine. Da. Ping, 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 girls, girls, girls. Glitter, glitter, glitter. Twirls, twirls, twirls. Together forever. Suntem Naomi și Lola. Nu știu. Bine, Lola. Sunt brațe. E bine, nicio problemă. Da, am reușit. Și cine pare? E? Harley. Da, yay. Poftim trofeul. Felicitări. Pa, acum. Am câștigat, da. Sunt așa mândră de ea. Fata păianjen. Dar m-a ajutat să câștig concursul. Ia. Hei, păianjenițo, pentru tine. Ce drăguț. Acum suntem amândouă câștigătoare. Și prietene pentru totdeauna. Suntem prietene acum. Ce drăguț. Ei bine. Să mergem, cașcă. O secundă. Vii sau nu? Vin. Ah.
Minunăția mea! Te-am găsit! Ups! Ce caută cușca asta aici? Sunt liber acum! Pot să folosesc chestia asta? Mi-am terminat treaba aici. Lasă-mă să plec! Lasă-mă să plec! Nici să nu vă gândiți! Pedeapsă! Știu ce ați făcut! Nu mai glumi! Uitați! Nici nu Brazilan, el a tras un porc. N-am fost eu! Cum o să explicați chestia asta? Ce faceți? Scuze! Cum ai făcut asta? Știu totul despre dumneavoastră. Nu face asta! La mulți ani, domnule Moracula! Ce se întâmplă? Surpriză! Mulțumesc, prieteni! Dar nu sunt atât de tânăr. E mai bine? Am nevoie de mai multe. Poate asta? Am nevoie de și mai multe. Poate asta ajută? Acum sunt suficiente. La mulți ani! Vă mulțumesc, prieteni, vă mulțumesc! La mulți ani pentru cei 170 de ani, domnule Moracula! Apropo, uitați-l pe noul meu iubit! Iubit? Îl cheamă Scott! Bună ziua, domnule Moracula! Scott? De ce miroase a câine? Pentru că sunt un lup! Burcolac? Nu! E lună plină! E cea mai nasoală zi de naștere din totdeauna! Planeta roboților este în pericol! Ca să o salvăm, am construit un robot pe nume Marty și l-am trimis pe planeta Pământ. Misiunea lui e să se amestece printre elevi și să găsească substanța, cheia supraviețuirii noastre. O să-și îndeplinească misiunea sau o să eșueze? Să urmărim și să aflăm. Tu ești un elev nou. Să mergem. O să te prezint clasei. Ok. Ai grijă cu unghiile mele? Ca de obicei. Elev, atenție, vă rog. Pe bune. Urați-i bun venit noului elev. Salutare, oamenilor. Bună. Nu poate fi mai popular ca mine. Marty, stai lângă Lexi. Vai! Fraților, ați văzut asta? Ce-o ciudat! Ceva e în neregulă cu tipul ăsta. Elevi, subiectul zilei e despre magneți. Magnetul e un material care produce un câmp magnetic. Acest câmp magnetic este invizibil, dar responsabil pentru proprietatea cea mai importantă a unui magnet. O forță care atrage fierul, oțelul, nichelul, cobaltul și roboții. Acu e gluma asta. Ok, Marty, poți să ieși la tablă.
e corect, Marty? Iris, e corect? Da, Marty, e bine. Vedeți? Termină! Suficient, du-te în banca ta. Hei, dă o petrecere de seară. Sunt ocupată. Oh, e pentru Marty, nu pentru tine. Papiule, Hesi! Fraților, uitați-vă la el! Mănâncă-mi da! Uitați, e ciocolată! Vreți să gustați? Sigur! E bună! Mersi, Marty! Alexi! Wow! E din vestiar! Oh, nu! Fie aici! Stai puțin! Ce ciudat! Salut, Marty! Ești nou, nu-i așa? Gest necunoscut. Eroarea 101. Soluție cât fie perfectă. Mai bine plec. Nu-i nimeni aici. Intru. Ar trebui să fii aici. Asta-mi trebuie. Trebuie să vă odihniți. Dragă, ai dreptate. Era cât pe ce? Ce? Un milion de like-uri? Cum te e posibil? Am nevoie de niște aer proaspăt. Ce? Marty e un robot? Știam eu! O să spun tuturor! Ar trebui să-l spionez! Agenta Lexi e pregătită! Lexi, nu uita gunoiul! Bine, mamă! Marty, grăbește-te! Nu avem timp! Ok, am înțeles! Șeful? Ia să vedem ce ascunde! Trebuie să închid. Nu-i nimeni aici. Cine e? Șoricelul în capcană. Ce se întâmplă? Eu pun întrebările aici. Ești un robot? Da, sunt robot și stinge lumina. Știam eu. De ce arăți ca un om pe cameră când tu ești de fapt un robot? Cum ai făcut asta? Dar cum? Hai să ne ajutăm reciproc. Ok, dar doar dacă pleci după. Hai să mergem la cafea atunci. Biletele voastre, vă rog. Ok, și acum o să vă verific. Ok, ești în regulă. Și acum tu. Ce e acolo? E cheia mea. Ok, o să te verific iar. Și de data asta ce e? Sunt doar un robot. Bună gluma, puteți merge. O să fie mai gustos cu ulei. Ulei de motor? Ce nebunie. Ok, eu o să-mi savurez mâncarea. Marty! Scuze, ce fac ei? Se sărută. Așa? Ok, te ajut eu. Wow, Marty! Planul nostru a mers! Sunt iar populară!